Noi avem o surpriză înainte să începem pozele. Vreau să-ți prezint un profesor de matematică. Care are o problemă pentru tine. Eu sunt informatician, poate nu știi, așa pe hârtie cel puțin. Știu, tocmai de-aia l-am adus, pentru că vrem să te testăm și să vedem cum a ajuns tu pe Violeta cu problemele pe care le are ea la matematică la vârsta de 9 ani. Să-ți spun ceva, problemele Violetei la vârsta de 9 ani sunt deja atât de avansate că abia le mai faci față. Uneori au o logică pe care nu reușesc să o obiunesc, mai ales că, mă rog, lucrează și în engleză, deci mai descurcă-te, mai descurcă-te, exact. E, hai să vedem dacă te profesor aici. Andreea, pur Silviu, vă las, ia să vedem. Iată problemă. O problemă cu cămile, zic da. Te văd. Un arab are 17 cămile și 3 copii. Hotărăște să-și lase moștenie cămile. Hotărăște în felul următor. Jumătate din cămile să le lase primul din băiat. O treime din cămile celui de-al doilea băiat. Și o noime celui de-al treilea. Așa. Pentru că n-au reușit să împartă... Păi cum să împart 17 cămile la 2, de exemplu? Nici la 3, nici la 9 n-ai cum. Le-au ținut împreună, până a trecut un înțelept pe o cămile care a spus că îi ajută. Cum i-a ajutat să împartă? Păi problema asta aici cu mine nu mă lăsa, nu fugi! Problema numărul 1 e clar, că n-ai cum să împarți 17 cămile astfel încât toate să-ți rămână vii. Da? Așa că ideea e să faci cumva astfel încât să poți împărți un număr de cămile și la 2 și la 3 și la 9. Și prima idee care vine mie în minte, mai ales că ai zis că omul e înțelept, e că le-am promutat cămila ca să se facă 18 cumva. Nu știu dacă asta e cea mai bună soluție, dar e singura care îmi vine în cap acum. 18 se împarte exact și la 2, și la 3, și la 9, da? Și atunci, jumătate din cele 18 cămile se duc către un copil, adică 18 împărțit la 9, copilul 1, da? Mai rămân 9, da? O treime din total. Da? O treime din total, adică 18 împărțit la 3, egal 6 se duc la copilul 2 și mai rămân încă 3, da? Și 18 împărțit la 2, cât la 9, pardon, se cuvenea copilului celălalt, înseamnă 2. Asta merge la copilul 2, copilul 3. Deci, cu alte cuvinte, omul pleacă înțeleptul și cu cămila lui acasă, pentru că 6 și cu 9 și cu 2 fac 17. Deci i-a ajutat să facă până la urmă împărțirea. Da? Nu știu dacă e soluția bună, nu știu dacă am făcut așa bine ce am făcut. Cred deci s-a descurcat? Da, a fost de nota 10. Deci de nota 10? Mulțumesc tare mult, am trecut de primul test. Mai există vreun test prin camerele astea ascunse ale fotografului Marius Bărgan? Voi o să vedem acum că mergem la poze. Bun, deci e ca un fel de labirint. Mulțumesc pentru surprize. Mulțumim!